Sunt foarte fericită că am obținut trofeul Festivalului Mărțișor de Rohoian. De când sunt mică, particip la acest festival și uite că a venit și momentul meu să obțin trofeul. A fost un festival foarte greu pentru că am participat la categoria 16-35 de ani și este o categorie foarte grea să concurez cu oameni mai maturi decât mine, cu voci mult mai bune, dar se pare că am fost cea mai bună dintre toți și am luat trofeul.